Ajuns la aproape 34 de ani, vârstă pe care o va împlini în luna mai, Dan Nistor a acceptat să joace în continuare pentru CS Universitatea Craiova, echipă patronată de Mihai Rotaru. Intrat în ultimele 6 luni de contract, mușceleanul a acceptat oferta făcută de conducerea formației din Bănie, semnând astfel prelungirea angajamentului. Dan Nistor a venit la Craiova în ianuarie 2020, reușind în tot acest timp să îmbrace tricoul alb-albastru de 88 de ori în toate competițiile și să înscrie 13 goluri. Două din cele 3 goluri marcate de jucătorii trimiși de el pe teren. Pasă de gol dată de asemenea de jucător de rezervă. Oh! Nistor! Nistor! Și că-i de-al nostru, nu? Dar asta e și realitatea și cel mai frumos gol. Martici și-a dat autogol în acel meci și vă spuneam, Rondon a marcat și el acum. Șutul lui Nistor! Gol! Gol, 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 Craiova! Dan Nistor în minutul 10! Deschidere ultra rapidă de scor, minutul 10. Dan Nistor, pe care Craiova l-a vrut cu insistență după despărțirea de Dinamo, înscrie un gol care ar putea face istorie aici în Bănie. Împinge mingea către Nistor, nimeni în 10 metri în jurul lui Dan Nistor și așa se face 1-0 pentru Universitatea. Dragoș Albu rămâne cu noroc la minge, greșește Diallo și șutează și înscrie Nistor. Mare bucurie, gol în spatele porții lui Robert Popa, suporterului CSU. Celebrează acest gol marcat de Dan Nistor. Mijlocașul mușcelean are 350 de prezențe pe prima scenă a fotbalului românesc, 34 de goluri marcate și 52 de pase decisive, fiind unul dintre cei mai buni pasatori români. De-a lungul carierei a evoluat în Liga 1 pentru Pandurii Târgu Jiu, CFR Cluj și Dinamo, în Franța pentru Evian, iar în ligile inferioare din România pentru AS Rucăr în Divizia D, Mușcelul Câmpulung în Liga 3 și Dacia Mioveni în Liga 2. Șut și gol! Excelent executată lovitura liberă de către mijlocașul echipei mușcelene Nistor, care, iată, înscrie cel de-al doilea gol. Stan în duel cu un adversar, acum Slănin Noiu, o centrare, o preluare a lui Nica, marginea care de 16 metri, se întoarce, pasă la Nistor și șutează Nistor și deschide scorul, este minutul 13. Nistor gol, 4-0! Dan Nistor a marcat și în derby de România, în acel spectaculos FCSB Dinamo 3-3. Iese pasa până la Sergiu Hanca, minge întoarsă, șut Nistor! Popescu, dribling reușit în fața lui Florinel Coman, acest flanc devine vulnerabil, pasa până la Corbu, Hanca pasă în față, preluare inteligentă, întoarcerea și fără marcaj apare Dan Nistor și face posibil acest 2-2.